dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. Așa cum v-am promis aseară, în această ocazie am două invitate alături de mine și vreau să vorbesc despre ceva ce s-a tot discutat în ultima perioadă. Am avut un weekend plin, toată lumea știe ce s-a întâmplat în acest weekend, toată lumea știe ce a cauzat acest referendum, dar din fericire, aș putea să spun, aș vrea să ne axăm pe un lucru cu adevărat important. Pentru că s-a discutat despre familie, despre educație, despre viitorul copiilor, asupra acestui lucru vreau să mă opresc. Viitorul copiilor. Este foarte important pentru noi, ca părinți, să știm că copiii noștri în viitor vor fi oameni realizați și vor avea multe oportunități. În această seară vreau să discut despre acest lucru și mai ales despre cât de important sunt cei 7 ani de acasă, cât de importantă este arta în dezvoltarea lor și am foarte multe surprize. Așa că, chiar în acest moment, vreau să dați share acestei emisiuni. Îmi doresc să ajungă în casele cât mai multor oameni, mai ales în casele părinților care au copilași. O să vedeți că o să discutăm despre evenimente frumoase pentru copilași în viitorul apropiat, așadar așezați-vă confortabil, nu uitați share-ul. Alături de mine în platou, așa cum v-am spus la început, sunt două invitate. Este vorba despre Ana Gălețeanu, ilustrator, și Andreea Stoica, coordonator SciKids Festivalul Științei. Sunt foarte talentate cele două și, din câte vedeți, și foarte colorate. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună și foarte emoționată! Este de așteptat, emoțiile sunt bune, dar aș vrea să vă păstrați zâmbetul acesta pe buze pe tot parcursul emisiunii și să ne spuneți cât mai mult din ceea ce știți voi din interacțiunea pe care o aveți cu părinți și cu copii. Așa cum am zis la început, s-a vorbit foarte mult despre familie în ultima perioadă și despre viitorul copiilor. Și aș vrea să știu, ce credeți că definește viitorul unui copil? Cât de important este pentru un adult să ajungă sănătos, atât fizic cât și psihic, dar cum ajunge el acolo? Care sunt acei pași? Dacă puteți să ne spuneți câteva lucruri. Eu aș spune că, în primul rând, viitorul unui copil este determinat de curiozitatea pe care ar trebui să și-o hrănească până devine adult și după aceea. Adică inclusiv noi adulții putem să ne hrănim curiozitatea și e foarte important acest lucru. Apoi ar fi extraordinar ca acel copil să se simtă liber să-și exprime părerile, să-și spună întrebările, să stea în fața adulților și să fie tratat cu respect. Și doar așa se învață respectul. Și nu în ultimul rând, iubirea este extrem de importantă de asemenea. Andreea a punctat aproape tot, subscriu. Eu consider că pe lângă toate aceste lucruri este importantă și partea de dezvoltare personală. El să își dorească mai mult, să caute, să de asemenea și părinții să-l ajute să învețe cum să caute și cum să găsească și să-l încurajeze prin toate activitățile pe care el, de când este mic, le face. Fie că desenează, că pictează, că face experimente și face murdărie în bucătărie. Descoperă. Da, practic descoperă. Mă gândeam la ceea ce ai spus tu. Într-adevăr, copilașii au o perioadă. De ce? De ce? De ce aia? De ce aia? De ce aia? Și într-adevăr sunt curioși, dar pe măsură ce cresc, această curiozitate parcă se estompează. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Probabil din cauza faptului că nu au fost încurajați să pună mai multe întrebări. Probabil pentru că li s-a spus de aceea. Sau nu li s-a dat un răspuns concret. Da, sau ce este această întrebare? Sau mai nebunit cu atâtea întrebări? Eventual prostești. Da. Și toate aceste lucruri îl descurajează pe un copil. În schimb, dacă l-ar întreba, dar tu de ce crezi? Sau ea răspunde, eu nu știu, dar hai să căutăm împreună. Ar fi minunat, nu? Da, chiar niște idei foarte bune și mă bucur că le-ai spus în această seară. Vom discuta despre cei 7 ani de acasă. Vedem cât de important sunt. Dar până să adresez întrebarea, aș vrea să urmărim împreună ceva ce a spus un psiholog educațional, Luciana Grosu, mai exact. Un copil care este educat frumos și cu grijă va ști cum să se poarte la școală, cum să se prezinte la interviul pentru un loc de muncă, cum să-și facă prieteni și cum să-și mențină.
Așadar, cei 7 ani de acasă reprezintă și abilitățile minime de socializare care ajută un adult să se integreze și să fie acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuțul să știe cum să vorbească și să fie capabil să înțeleagă regulile nescrise într-un anumit grup sau dintr-o anumită comunitate. Bineînțeles, în cei 7 ani de acasă intră și o componentă de altruism, adică cel mic să arate că îi pasă de ceilalți, că știe să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce și să se poarte în anumite situații. Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el și că are valoare ca om. În cei 7 ani de acasă, cam ce credeți că ar trebui să conțină bagajul minim de cunoștințe al unui copil? Atunci când ajunge la școală și intră în colectiv și are un profesor care să-l îndrume. Nu știu dacă trebuie să fie un bagaj minim de cunoștințe. Fiecare copil probabil se dezvoltă în ritmul său și descoperă în ritmul său. Cred însă că ar trebui să fie înconjurat de afecțiune, să aibă încredere în el, să-i se încurajeze încrederea în sine, să fie lăsat să se bucure, adică după aceea are o grămadă de muncit la teme, să învețe și așa mai departe. Până atunci poate să descopere lumea jucându-se și atât de fain și după aceea, dar în cei 7 ani mi se pare esențial copilul să aibă copilărie. Chiar mă gândeam pe drum spre emisiune, ce am învățat eu în cei 7 ani de acasă și mi se pare că, de fapt, în continuare sunt de această părere, că în cei 7 ani de acasă un copil trebuie să învețe despre generozitate, despre cum să împartă, cum să îl ajute pe celălalt copil să fie independent, nu ca un adult, dar de ce nu? Să se descurce exact. Singur. Pentru Bravo, că... foarte important. Exact. Da, și... mai ales să copilărească, cum a spus și Andreea, mi se pare că această copilărie un pic a dispărut de la noi, dar nu, speranța mea nu mare. Mai ales când ne dorim să învețe să citească înainte să ajungă la școală sau să facă exact. Eu știu ce performanțe de calcule sau... Exact cum spuneați și voi, copilăria este importantă și este important să se joace și să aibă timp. Țin minte, pe vremuri mergeam la școală, mâncam, după aceea aveam o porție bună de joacă, făceam și temele, mă distram cu copiii, simțeam că trece ziua și că am făcut o grămadă de lucruri bune pentru mine din punct de vedere al unui copil. Așa vedeam eu joaca, bineînțeles, cântărea mai mult decât faptul că eram la școală. Dar în ziua de astăzi lucrurile sunt altfel. Un copil merge la școală, după aceea merge la after school, după aceea mai sunt alte activități la care poate participa, nu știu, o limbă străină, un sport, dacă părintele vrea să facă un sport sau de performanță, sau mai multe, într-adevăr, eu știu, șah, sunt diverse activități pe care copilul le face și practic de la una la alta trece și joaca nu mai e timp că deja trebuie să meargă la culcare. Da. Practic, aceste două lucruri sunt cumva într-o mare diferență una de alta. Mă gândesc, pe vremuri oamenii învățau o meserie, o practicau până la pensionare și erau mulțumiți. Acum, nu prea se mai profesează în domeniul în care studiezi, se schimbă joburi des, se întâmplă diverse lucruri. De ce această discrepanță între generații? Aveți vreo explicație pentru asta? Ei vor avea joburile care nici măcar nu s-au inventat încă. Și... pur și simplu lumea s-a schimbat foarte mult. Poate nu știu dacă ar trebui să comparăm generațiile neapărat. Nu din perspectiva așa era bine, așa era rău. Astea sunt vremurile. Important ar fi, după părerea mea, ca activitățile pe care copilul le urmează să fie unele care îi se potrivesc, care îi fac plăcere și poate în felul ăsta nu se pierde senzația de joacă. Poate că el, dacă se duce să facă fotbal, de exemplu, simte că se joacă și vine acasă împlinit. Sau dacă va cânta la pian și îi face plăcere. Cred că acea împlinire pe care noi aveam jucându-ne, o pot avea și ei, cu condiția ca acele activități să fie pe gustul lor și potrivite cu pasiunea lor. Aș vrea să ne gândim puțin la carte versus talent. Ce îl face pe om să ajungă mare? Să exceleze într-un domeniu? Faptul că studiază foarte mult sau faptul că are un talent născut în acel domeniu? Eu cred că amândouă. Deși... are un avantaj el cu talentul oricum. Deși depinde acum în pictură și în desen, eu nu consider că
trebuie să ai foarte multe rude care să fi fost talentate înainte ca tu să moștenești. Cred că dacă există curiozitate, interes și dorești să-ți depășești acea limită și acel gând care intervine, nu mi-a ieșit, nu mă pricep, nu-mi iese. De parcă într-un desen sau într-o pictură trebuie să fie o fotografie, ca într-o fotografie. Cred că după ce se depășește acest pas, abia atunci omul chiar poate să se bucure și să simtă că poate să învețe mai mult și la desen și la pictură. La un instrument muzical, aici nu mă bag, nu este domeniul meu, dar cred că tot puțin interes și curiozitate ajută, într-adevăr și profesorii ajută foarte mult, că un profesor te inspiră și exact. Cred că datorită lui înveți. Da. Eu datorită unui profesor de pictură am ajuns să profesez. Da. Da. Am citit undeva că 10.000 de ore de lucru într-un domeniu îți asigură reușita indiferent de talent. Dar important e să realizezi acele 10.000 de ore. Și 10.000 de ore totuși, dacă stai să te gândești. Și eu cred foarte mult în carte. Deci mai mult te bazezi pe partea... Clar. Zi-mi atunci, crezi că oricine poate să ajungă orice își dorește, dacă își dorește suficient de mult? Și dacă nu se limitează sau nu lasă societatea să-l limiteze. Și nu este simplu aici. Da, absolut oricine poate să realizeze orice. Numai că în jurul nostru se pun foarte multe bariere. Fie ni le punem noi, fie ni le pune societatea și, de fapt, lupta se dă cu aceste bariere. Ana, cât de importante sunt artele în dezvoltarea copiilor? Și acum să mergem mai mult pe artele plastice, pe pictură. Pentru dezvoltarea lor, cât de important este și cam de la ce vârstă un copilaș ar putea să meargă în direcția asta? Eu consider că arta e foarte importantă. De când se naște până... Toată viața. Toată viața, da, exact. Pentru că atunci când faci ceva cu mâinile tale, când fie sculptezi, fie modelezi, fie pictezi, desenezi, încerci cumva să-ți scoți din minte și să transpui într-o formă ceea ce gândești tu. Cumva te transpui pe tine. Și dacă un copil este încurajat să facă acest lucru de când este mic, imaginează-ți câtă imaginație are un copil și dacă el face asta de când este mic, cum o să ajungă când o să fie un adult, mă gândesc că o să fie un adult foarte sociabil, o să fie foarte deschis către schimbări, către noutăți, către lucruri imprevizibile, așa cred eu. Și tu ești implicată în proiecte pentru copii, Andreea. Tu ce poți să ne zici și la acest capitol? Cât de importantă este știința, arta pentru copilași să fie expuși la ea de la vârste cât mai mici? Un biolog a spus la un moment dat ceva de genul. Dacă tot universul, să zicem, care exista specii pe alte planete, viață pe alte planete și noi, oamenii, am atinge nivelul maxim de cunoaștere și de știință. Pentru că știința, până la urmă, este o resursă care, să zicem, e clar infinită, dar am putea să o limităm la un moment dat și să zicem că atingem maxim, absolutul maxim, mai departe nu se poate. Tot ceea ce ne-ar diferenția de celelalte specii ar fi arta. Și, practic, arta este ceva absolut specific umanității. Așa că eu popularizez știința, însă arta e cea care face diferența. Că vorbeai de știință și văd și pe tine acolo scrie Sci Hero. O să vorbim despre munca Anei imediat, dar pentru că ai adus aminte de știință, aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc. În curând va fi un eveniment foarte important pentru cei mici și aș vrea să urmărim împreună detaliile, pentru că nu trebuie să lipsiți. Este valabil și pentru cei mari, vorbeam chiar înainte de emisiune, este festivalul Sci Kids, festivalul științei, 20 și 21 octombrie 2018. În intervalul orar 12-18 la nivelul minus 1 din Mall Megamall. Da. Așa, este cea de-a 6-a ediție.
100 de ani de știință, construim viitorul. Este ceva foarte interesant. Eu am urmărit puțin pe net. Aș vrea să și vedem câteva imagini și după aceea să-mi vorbiți împreună. Tu ești coordonator al acestui festival și vreau să... este partener de nădejde. Da. Și aș vrea să-mi ziceți mai multe detalii, dar aș vrea să urmărim un mic clip de anul trecut. Haideți să vedem despre ce a fost vorba atunci. SciKids, Festivalul Științei, este cea mai cool întâlnire cu știința și este o oportunitate de a împrieteni pe copii cu știința. Știință! Trebuie să vă împrieteniți cu știința. Merită să fim prieteni cu ea, astfel fiind prieteni cu întreg universul. De aceea, dragii mei prieteni, vă invit la Festivalul Științei. Toți fizicienii au început jucându-se și, ca să vă spun un secret, toți mari fizicieni continuă așa. Copiii nu devin ingineri sau astronomi la școală. Școala le dă cunoștințele necesare, însă pasiunea și curiozitatea vin din copilărie. Eu sunt Maria, fata de la Cristian Presură. Copiii place știință, dar la SciKids și adulții învață știință. Ați văzut pe scurt cam ce se întâmplă la Festivalul de Știință, dar vreau să aflu mai multe detalii de la invitatele mele, Andreea și Ana. Haideți să vedem. Andreea, încep tu fiind coordonator și după aceea Ana, dacă ai ceva de completat. Deci este peste două weekenduri. Da, 20 și 21 octombrie la Mega Mall între 12 și 18. Intrarea este liberă și aducem la un loc foarte multe activități de știință. Ce este specific pentru aceste activități e că sunt distractive și toată lumea se simte extraordinar de bine. Asta ne propunem. Nu este nimic, nu știu, rigid și ca la școală, ci este în weekend și ne distrăm. Cumva noi promovăm știința ca fiind ceva extraordinar, o experiență în care copiii se întâlnesc și se bucură de ea și o vor ține minte atunci când vor avea de învățat teorii mai complicate sau de pus în ecuație, pentru că până la urmă, ca să împlinești știința, trebuie să treci și prin asta. Ei experimentează, ei pun mâna acolo să facă ceva sau doar observă? Nu, sunt activități interactive în care ei fac toate lucrurile astea împreună cu voluntarii noștri, cu cei care coordonează activitățile ce vor fi acolo. Avem foarte mulți parteneri, companii prezente ce vor avea grijă să facă tot felul de lucruri științifice pentru ei. Ana, rolul tău în acest festival care este? Eu coordonez toate activitățile creative. Vor fi foarte, foarte multe ateliere de reciclare, pictură pe apă, pictură pe textile. Wow! Cineva o să poată să-și facă un astfel de tricou, chiar la festival. Foarte interesant! Trebuie să vii cu tricoul tău? Da, și trebuie acolo să... Da. Ce interesant! Și toate aceste ateliere sunt gândite în așa fel încât și toți părinții sunt invitați, sau bunicii, sau profesorii. Nu sunt atelierele doar destinate doar copiilor. Și adulții pot petrece timp la Festivalul de Știință să lucreze cu ei. Și vă garantez că adulții se bat pe activitățile de știință. Da. Asta da. Pentru că ei, în copilărie, nu neapărat au parte de așa ceva. Da. Copiii de azi, cumva, au fost expuși la astfel de situații de-a lungul timpului, dar adulții mai puțin. Și imediat își amintesc copilăria lor și vor, sunt curioși să facă și experimente, să vadă cum explodează o bombă, metaforic vorbind. De câte ori se întâmplă pe an un astfel de festival? Odată. Odată pe an. Odată pe an. Este o muncă, ce să zic, foarte mare. Foarte mare, da, exact. De voluntariat. Da. Noi toți ne ocupăm în viața de zi cu altceva, însă undeva din august strângem rândurile și ne concentrăm foarte tare pe acest eveniment. Aș vrea să mai urmărim o bucățică din clip, pentru că dacă nu v-am stârnit curiozitatea până acum, haideți să vedem dacă, urmărind cea de-a doua parte a clipului, o să vă determine să mergeți pe 20 și 21 octombrie în Mega Mall să experimentați împreună cu copilașii.
Știința ne înconjoară, de la calculatoare la simple mecanisme, orice este știință. Eu susțin știința pentru că este amuzantă. Mi-a plăcut mult zona de art and craft. Știința a făcut parte permanent din viața mea. Mi-a plăcut să arăt că și fetele pot să fie buni oameni de știință. Dincolo de tot ceea ce suntem, suntem particule mici care sunt foarte bune prietene între ele. Festivalul de Știință, cea de-a 6-a ediție. Presupun că după fiecare ediție luați un feedback de la cei care au participat. Care este feedback-ul? Copiii vin acolo pentru că vor să se distreze sau chiar stârnește experimentul la care participă sau, nu știu, activitățile la care participă stârnesc în ei curiozitatea să fie preocupați în continuare de știință? Am văzut vloggeri tineri care sunt interesați de așa ceva și probabil că și despre asta vorbesc pe canalul lor de YouTube. Da. Deci ce feedback aveți? Unul din partenerii noștri, Spooky îl cheamă, profesorul Trăsit, pe care îl salut, a avut o idee extraordinară, să aducă în rândul copiilor de la festival youtuberi pe care copiii îi admiră și sunt de vârsta lor. Iar aceștia sunt urmăriți de copii și practic au o influență asupra lor. Copiii stau foarte mult pe YouTube și ne-am gândit noi că dacă ne asociem cu acești youtuberi care vor înțelege importanța științei și a faptului că trebuie să ne educăm să fim deștepți, atunci vor avea un impact asupra lor. Deci asta a fost o chestie extraordinară. Dincolo de activități care sunt fabuloase, noi trebuie cumva să facem în așa fel încât să-i aducem pe copii acolo. Desigur, trebuie să le comunicăm și părinților. Odată ajunși copiii în contact cu noi, am primit o grămadă de mesaje. Noi avem și un canal de YouTube, Profesorul Trăsnit. Toți vor să se facă oameni de știință. Acesta este impactul, oarecum. Bineînțeles că ei probabil vor să se facă și aviatori, vor să se facă și pictori după aceea, dar ce e foarte important pentru noi e că am deschis această posibilitate, această fereastră în viitorul lor. Și dacă un copil va ajunge om de știință, pentru că noi l-am inspirat cu acest eveniment, misiunea noastră a fost îndeplinită. Chiar și unul singur. Chiar și unul singur. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă noi le ușurăm cumva accesul către știință, așa cum era ea privită în trecut ca fiind plictisitoare și aridă, și noi le schimbăm această percepție și ajung să o îndrăgească și devină pur și simplu niște adulți mai deștepți, cu gândire critică dezvoltată, cu un mod de a analiza lucrurile, pentru că știința te structurează foarte bine. Ei bine, din nou este o misiune împlinită. Ana, aș vrea să-mi spui și în ce alte proiecte mai ești implicat. Eu m-am uitat puțin pe pagina ta de Facebook, am văzut că scrie acolo voluntar, voluntar fericit chiar în anumite cazuri. Da. Ce presupune această muncă de voluntariat și zi-ne puțin despre proiectul tău pe care l-ai la Pitești, un proiect foarte frumos. Avem și câteva poze pe care o să le urmărim acum în timp ce o să ne spui tu despre el. Sunt voluntar așa cu foarte, foarte mult drag. Deci îmi place la nebunie această meserie, dacă aș putea să o numesc, dar implică foarte multă muncă, dar foarte multă responsabilitate și poate că această parte mi se potrivește. Îmi place să știu că fac lucruri pentru copii, că eu cu pasiunea mea pentru pictură pot să aduc o fărâmă din pasiunea mea în materiale educaționale, în povești, pentru ei. Și dacă pe ei îi încântă ceea ce eu fac și poate chiar îi inspiră. Da, poate inspir să devină și ei, de ce nu, da, artiști, ilustratori, sculptori, nu contează. La fel și misiunea mea este îndeplinită. Am văzut în timp ce vorbeai câteva poze cu desene ale copilașilor. Spune-ne puțin despre proiectul acesta pe care îl desfășori la Pitești. Mi-ai zis un lucru interesant înainte de emisiune, că
Tu nu le dai o temă, de exemplu, nu știu, azi copii desenăm pisică și uitați, asta e pisică, asta e modelul, desenați și voi. Da. Mi-ai spus că aplici o altă metodă, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, să lași creativitatea lor și după aceea ei să-ți explice ție ce au desenat. Cum funcționează treaba asta? Păi, în primul rând, mie îmi place să mă joc. Cred că nu o să renunț la partea asta nici cu desenul, nici... adică aplic mereu joaca. Și cu cei mici, apropo de ce spuneam la început de talent, cu cei mici trebuie să mă joc. Ei trebuie să vadă că desenul și pictura sunt o joacă. Nu suntem într-o galerie, nu ne critică nimeni. Eu nu le spun, de exemplu, dacă mie îmi plac lucrările. Eu vreau să-mi argumenteze de ce au făcut anumite lucruri și lucrez foarte mult la partea asta, ca ei să își susțină punctele de vedere, părerile și să nu și le schimbe, indiferent de opiniile primite. Și lucrez la partea asta. Și nu le dau, într-adevăr, nu le dau o temă, eu le explic tehnicile și pe urmă îi încurajez să le aplice așa cum simt ei. Că până la urmă, arta este ceea ce simțim. Cum spunea Andreea, că asta ne definește pe noi ca oameni. Și nu-mi place, eu în școală, eu așa am învățat în generală, trebuie să fac mărul așa cum este el în realitate. Toți colegii mei, la fel. Desenam același măr, trebuia să iasă la fel. Și primea notă fix cine desena mai bine. Mai bine. Andreea, încă puțin, aș vrea să mai întreb ceva pe Ana și după aceea aș vrea să ne vorbești tu despre Edulier. Este un proiect foarte fain, cred că este drag sufletului tău, dar până atunci aș vrea să te mai întreb un lucru, Ana, da. Pentru că mi se pare important. De la ce vârstă ar putea să-și dea seama un părinte că copilașul lui are înclinație sau talent spre pictură sau desen? Sau spre artele plastice? Păi, cred că de când începe să deseneze. Direct începe să deseneze ceva frumos? Așa? După aceea, sunt anumite etape, sunt anumite desene specifice vârstelor, dar părinții pot să își dea seama de interesul copilului și dacă pe copilul îl face fericit că desenează și că pictează sau modelează, există, de exemplu, la Tonița, există și gimnaziu, după aceea există liceu și ar putea să îl îndrume în direcția aceea. Așadar, Andreea, Edulier. Edulier. Zine câteva detalii. Ești voluntar acolo. La fel ca și ca avem și câteva poze din acest weekend. Ați avut o activitate, o să vorbim imediat și despre acea activitate. Ce înseamnă Edulier? Ce fac acolo copii? Ce faceți voi mai exact pentru copii? Zine puțin. Edulier, povestea cu Edulier a început acum mulți ani, undeva în 2010, când am cunoscut-o pe Cristiana Ionescu, cea care este inițiatoarea acestei povești, și ne-a chemat să facem activități științifice distractive pentru copii. Noi am spus da și am mers cu profesorii trăzniți acolo. Aveam ziua invențiilor nepericuloase. Așa se numea acolo și Edulier reprezenta un pod între două lumi. Se întâmpla în Corbeanca, între copii mai puțin norocoși, să zic, defavorizați și copii care, mă rog, erau fericiți și super ok, erau adunați la un loc și făceau activități în Corbeanca. Ei bine, ușor, ușor, povestea a tot crescut, numărul copiilor la fel, sunt undeva la 1000 de copii crescuți de Cristiana. Noi o susținem în fiecare an cu proiecte, cum ar fi Înapoi la școală, strângem, ne donăm zilele de naștere și eu și Ana strângem bani pentru ei. Cristiana face eforturi imense să trimită 1000 de copii la școală. Uneori iese, alteori mai puțin, asta ar fi ambiția ei. Sigur, nevoile sunt foarte mari. Pe parcurs, povestea a evoluat și Cristiana a realizat că, de fapt, faptul că îi ajutăm pe copii să primească o mâncare în plus sau să îi dotăm cu un ghiozdan nu este suficient. Este foarte important, dar nu suficient. Și a descoperit că mulți copii au probleme cumva la școală, întâmpină dificultăți datorită unor lucruri despre care nici nu știau. Cumva acel lucru s-a numit dislexie și învățătorii, părinții, chiar ei, nu neapărat înțelegeau ce este, cum îi afectează și cum ar trebui tratată această situație. Și așa s-a născut centrul Edulier.
Centrul Ledulier se ocupă de copii care au dislexie, discalculie, sunt mai multe cumva dificultăți de învățare. Nu este o boală, dislexia este o condiție și se poate lucra cu ea. Sunt personalități celebre care, cum ar fi și Agatha Christie. Deci Agatha Christie, scriitoare. Preferata mea, Agatha Christie. Scriitoare, clar a citit foarte multe cărți, nu poți să fii scriitor fără să citești. Deci, practic, orice copil poate să devină un adult perfect, funcțional, indiferent, indiferent că are dislexie. Chiar aș vrea să vorbim despre acest lucru. 6 octombrie, Ziua Internațională a Conștientizării Dislexiei. Cred că a trecut așa, pur și simplu. Weekendul ăsta a fost un broiaj total cu ce s-a întâmplat pe la școli. Dar aș vrea să ne concentrăm puțin asupra acestui aspect. Ai vorbit de dislexie și mi se pare important pentru noi toți să vedem care sunt anumite caracteristici, cum putem să ne dăm seama, poate că un preșcolar sau un școlar ar avea dislexie și am mai găsit la voi pe site încă câteva lucruri care mi s-au părut importante și aș vrea să le vedem în această seară. Da. În fiecare seară poate că ar fi bine pentru cei care ne urmăresc ca să învețe cât mai multe detalii despre ele. Deci vorbim puțin despre dislexie și o să urmărim împreună niște elemente care pot determina să ne gândim că un preșcolar sau un școlar are dislexie. Haideți să le vedem împreună. În cazul unui preșcolar, vorbește mai târziu decât media. Prezintă dificultăți de motricitate fină, face acordul în cadrul propoziției dificil, achiziționează încet noi structuri ale vocabularului, tinde să folosească mereu aceleași propoziții repetitive și lista poate continua, sunt cam 10 aspecte, le puteți vedea acolo, iar în coloana din dreapta putem vedea în cazul școlarilor. Un școlar are dificultăți în a citi cuvinte singulare, face cu dificultate legătura între sunete în cadrul cuvintelor când citește, face confuzie frecventă între cuvintele asemănătoare, scrie ilizibil, nu menține rândul atunci când scrie și mai sunt câteva caracteristici acolo, puteți să le vedeți. De asemenea, dacă vreți să le citiți în detaliu sau dacă vreți să aveți această schemă, intrați pe pagina de Facebook Centrul Edulier și acolo le puteți vedea, puteți salva aceste poze să le aveți mai aproape. De asemenea, despre dislexie, adevărat sau fals? Sunt câteva întrebări și răspundem dacă este adevărat sau fals. Dislexicii încurcă stânga cu dreapta. Este adevărat acest lucru. Dislexia înseamnă inteligență scăzută, fals. Dislexia se transmite genetic, este adevărat. Și putem să vedem în continuare, 1 din 10 persoane este dislexic, adevărat. Dacă muncesc mai mult, dislexicii se descurcă mai bine. Acest lucru este fals. Și putem să continuăm lista. De asemenea, și această poză o găsiți la Centrul Edulier. Încă ceva care mi s-a părut important pentru a discuta în această seară, discalculia. Recunosc că nu am fost informată despre acest lucru și aș vrea să vedem ce înseamnă în cadrul preșcolarilor și școlarilor. Vedeți că sunt niște caracteristici care pot duce în această direcție. Preșcolarul nu poate identifica, spre exemplu, farfuria pe care sunt 4 biscuiți, are dificultăți în a asocia numărul cu cantitatea și putem să vedem în continuare care mai sunt alte caracteristici, iar la școlari, dificultăți în a efectua adunări și scăderi, nu-i face plăcere să joace cu colegii jocuri care implică strategie sau calcule matematice și, bineînțeles, lista continuă. Puteți să găsiți și această poză la Centrul Edulier. Și încă un lucru asupra căruia vreau să poposim în această seară, disgrafia. Este ceva interesant, preșcolarii și școlarii putem să identificăm dacă au acest lucru prin, bineînțeles, tot caracteristici ca și la celelalte. Haideți să vedem împreună. La preșcolari are probleme în a folosi motricitatea fină, nu poate trasa linii, unește puncte cu dificultate. În cazul școlarilor, desparte cuvinte în silabe cu dificultate, mai ales în scris, scrie încet și dezordonat, de multe ori este ilizibil ceea ce a scris și tot așa lista poate continua. Aveți și dumneavoastră acum în față această poză. Repet, dacă doriți să aflați mai multe detalii, pe Centrul Edulier, pe pagina lor de Facebook, puteți găsi cu ușurință acolo toate aceste poze și toate aceste informații. Deci, 6 octombrie, Ziua Internațională a Conștientizării Dislexiei. Ați avut activități cu copilași și am văzut un pic mai devreme pozele pe care le-ai avut acolo. Așa este. Cum s-a desfășurat? Ce ați făcut mai exact? Ceva cu farfurii? Programare. Nu știu, programare? Au avut și ceva cu programare, în sensul că și dislexicii programează. De asemenea, am făcut experimente științifice.
copiii dislexici sunt extrem de atrași, dar și ca ceilalți copii de altfel, de lucruri interactive. Sunt foarte deștepți și le place să fie provocați cu lucruri concrete. Și atunci putem să citim interactiv o carte și le place mai mult decât să îi pedepsești spunându-le a, astăzi trebuie să citești 10 pagini. Lor le plac activitățile interactive. Practic, am transformat cititul într-o activitate interactivă. Citim pe rând toți, povestim, scriem cu litere, facem jocuri, ne distrăm. Asta este foarte important, de fapt. Și am încercat să facem din această zi o astfel de zi în care copiii să se distreze, părinții să înțeleagă că se poate trece peste această dificultate, bineînțeles, cu bunăvoință, cu muncă, într-adevăr, dar nu este o nenorocire. Nu aș vrea să plecăm în această seară de aici până când, Ana, să ne povestești de pasiunea ta. Aveți amândouă tricouri cu sclipici, colorate, foarte frumoase. O să vedem în timp ce tu o să ne povestești multe lucruri pe care tu le creezi și ce am mai văzut? Desenezi pe poșete din piele, pe și pantofi. Și pereți. Pereți. Deci pereți, toate... Da. Un curcubeu parcă am văzut. Da, acolo. Și balon. Și balonul, exact. Da. Spune-ne puțin despre ceea ce faci, cum te poate contacta lumea, dacă este rezistent la spălat acest desen pe care îl ai, adică arată frumos și te gândești, aule, dacă îl pun în mașina de spălat și se alege praful. Zi-ne puțin despre acest proiect al tău. Se numește Game Art. Da, se numește Game Art. L-am început în 2012 și de atunci tot mă ocup de el și... Îmi place să spun și o să preiau această vorbă de la un prieten, de la o persoană foarte dragă, care a zis, Ana, dacă face oamenii fericiți pe zi, e și ea fericită. Cu cât face mai mulți oameni fericiți pe zi, cu atât e mai bine. Sunt cadouri pictate, așa le numesc eu, și am și un slogan, poartă o pictură. Oamenii mă pot găsi pe Facebook sau pe site gameart.ro. Toate cadourile pictate pornesc de la o schiță, de la o idee. Nu reproduc nimic după o fotografie. Trebuie să fie ceva personalizat. Mereu m-am gândit, dacă este vorba de un cadou, acel cadou trebuie să îi se potrivească acelei persoane. Și sunt rezistente la spălat, pentru că sunt materiale speciale de pictat pe textile, atât bumba cât piele, cât și piele, sau pe pereți, dacă cineva vrea să știu, spele un perete, o să reziste vopseaua, va trebui să... Sau exterior. Da. Și mie mi se pare foarte, foarte tare când, deci trebuie să spun asta, când mă întâlnesc cu oamenii, să le dau cadourile pentru prietenii lor. Și de cele mai multe ori, ei nu știu cum este produsul. Fie le trimit o fotografie din atelier, fie nu le trimit nicio fotografie, dar când îl văd, în ochii lor se citește o bucurie. Deci sunt câteva fracțiuni de secundă când ei nu se gândesc la nimic și văd bucuria pe fața lor. Și atunci mă gândesc, vai, cât de tare este să pot da puțin din pasiunea mea și omul să fie bucuros. Și după aceea, într-un alt moment, când mi se pare iar fantastic, când fie ies cu prietenii în oraș și observ că cineva are un obiect vestimentar puțin diferit față de ce găsim prin magazine. Și îmi dau seama că, bine, majoritatea picturilor au semnătura mea și îmi dau seama că este făcut de mine. Și merg și vorbesc și îmi spun, vai, deci l-am de 3 ani de când l-am primit și zic că... Sunt atât de rezistente. Da. Super. Sunt foarte rezistente, nu se iau. Sunt foarte frumoase și chiar am văzut în timp ce povesteai, am văzut împreună și picturile pe care le-ai făcut pe încălțăminte și pe textil, pe tricouri și pe pereți. Am avut doar un singur exemplu, dar cu siguranță dacă cei care sunt interesați intră pe Game Art, pe pagina de Facebook sau chiar pe Instagram, pot vedea mai multe exemple. Da. Pot să-și aleagă și un model site. Sau fiecare vine cu ceva original. Cum procedezi? De cele mai multe ori oamenii îmi scriu, vreau așa. Sau fă-mi ce vrei tu. Dar pentru cei care vin cu imagini, este de ajutor pentru mine ca să înțeleg la ce se gândesc ei. Dar eu nu le fac ce-mi trimit ei, eu fac mai întâi o schiță,
îi întreb, fie dacă își fac singuri cadouri, fie dacă vor să le facă altora, întreb mai multe detalii despre persoana care poartă, ce pasiune are, dacă este cititoare, de exemplu, sau dacă merge cu bicicleta, sau lucruri care îl fac pe celălalt fericit. Și pe urmă le asamblez cumva într-o pictură. Mai avem fix un minut din emisiune și aș vrea, pentru că voi interacționați foarte mult cu părinți și cu copii și ați văzut cum reacționează în cadrul evenimentelor pe care voi le organizați, aș vrea, dacă se poate, să dați câte un sfat, fiecare dintre voi, să dați un sfat părinților care ne urmăresc în acest moment. Ce credeți voi că ar fi important să rămână ei cu o informație din partea voastră în această seară? Puteți să vorbiți cu mine, puteți să spuneți la cameră, să vă adresați direct lor, cum vreți, și Ana, văd că tu ai vrea să începi. Da, aș vrea să spun că eu un sfat părinților despre cum să fie ei părinți, nu pot să le dau acest sfat pentru că nu sunt în această postură, dar pot să le spun doar că am observat cât de obosiți sunt unii copii care au foarte multe activități. Și poate această dorință de a părinților de a le face cunoștință copiilor cu cât mai multe lucruri ca pe urmă să-și aleagă, poate nu este cea mai indicată. Poate cred că ar fi util să petreacă mai mult timp ei împreună, timp de calitate, și atunci să descopere ce îl pasionează pe copil și atunci să-l încurajeze în direcția pe care copilul și-o dorește. Andreea? Eu vreau doar să îi rog să îi ajute pe copii să-și păstreze curiozitatea cât mai mult timp. Ana Gălețeanu, Andreea Stoica, în această seară alături de mine, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mi-a făcut mare plăcere să avem discuția din această seară. Sunt total pasionată de ceea ce faceți și cu siguranță voi veni la Festivalul Științei 20 și 21 octombrie în Megamall. Așadar, vă dăm întâlnire și dumneavoastră acolo pe 20 și 21 octombrie să facem experimente, să învățăm despre știință. Mâine seara ne revedem la ora 20 aici, în direct, să punem sub lupă un alt subiect foarte interesant. Rămâneți alături de Cornel Dărvășan cu știrea cea bună. Numai bine!